Bună seara, Doru, ce faci? O apariție rară, aș spune eu așa, pe la evenimentele mondene, nu? Nu sunt un mare alergător după evenimente, ca să nu fiu rău să spun vânător. Așa, da. Îmi place să vin acolo unde cred eu că e relaxare și bună dispoziție. Și așa a fost și este aici și mă bucur că oamenii sunt relaxați. Nu ești un împătimit al ceasurilor, al bijuteriilor masculine? Eu sunt un tip destul de practic. Și dacă bijuteriile au rolul lor în vestimentație, ceasul de obicei trebuie să fie cel care îți arată timpul în primul rând exact, ceea ce se întâmplă cam cu toate ceasurile de pe lumea asta. Da, îmi plac ceasurile, dar nu atât de mult încât să fiu dependent. Ai da mulți bani pe vreun ceas sau ai deja un ceas care valorează destul de mult? Am câteva ceasuri care valorează mult sau puțin, nu știu, depinde practic la ce te raportezi. Dar ce-ți mai fac fetele? Fetele, bine, de la ele vin acum. Am terminat câteva teme. Da. Știu că cea mare are 10 ani, sper să nu mă șe. 8 ani 8. Și cele mici sunt gemene. 6 ani sau 5 ani? 6. 6. Pe data de 20. Da. Acum vor face 6 ani. Cum le sărbătorești? Vom merge cu... În Poiana Brașov este o excursie a clasei Rebecăi. Și le-am luat și pe cele mici și vom face acolo cu toată gașca de copii, vom face o petrecere. Ce crezi tu că învață ele de la tine? Că ești un artist de succes, ești un tată devotat. Ce crezi că învață ele de la tine? Dincolo de informația concretă pe care o găsesc ele în manuale sau știu cât o să mai stea în școală, cred că modelul tău de om și de caracter este cel care se va întipări în interiorul lor și... Sper să semene cu mine în aspectele pozitive, nu numai fizic, ci și intelectual, interior, moral. Le-ai dori artiste, cântărețe? Nu neapărat. Dacă ele vor simți vreodată să facă acest pas în domeniul artistic, cu drag o să le susțin. Dacă nu, le voi susține în orice direcție vor alege. La ce teme le-a ajuns? Nu știu, matematică, română, muzică? Pe ce vii tu acolo și pui mâna și susții? Am fost cândva învățător, deci le ajut în toate. În toate se... Mai puțin la desen, recunosc public, nu mă pricep la desen. Le cerți dacă iau vreo notă proastă? Nu. În primul rând vreau să aflu de ce au luat nota proastă, pentru că sunt în stare să rezolve orice exercițiu sau orice problemă. Și apoi le spun unde au greșit și de ce au ajuns la rezultatul respectiv. Rezultat care, da, nu ne mulțumește, dar până acum n-a fost caz. Dar cine e mai, hai să spunem, exigent, ca să nu zic dur, cine e mai exigent așa cu ele, tu sau mama lor? Mama lor, că ea stă mai mult, petrece mai mult timp cu ele și e firesc să aibă nevoie de mai multă autoritate. Cât de des reușești tu așa să le vizitezi? Bine, știm cu toții că ești un tată devotat, dar având în vedere că ești un artist... Depinde de, în weekend mai puțin și în rest în timpul săptămânii, dacă nu zilnic, la două zile... Ne vedem. Și oricum în fiecare seară, pe WhatsApp, teme, poze. Acum, dacă scrie Rebecca, e foarte ușor să comunicăm. Și unde nu știe, îmi cere sfatul de fiecare dată, sunt cu telefonul pornit, mereu. Mai reușit tu să păstrezi relația asta sănătoasă? Și cu fosta ta soție, cât să fie ok și pentru copii? Ți-a fost greu, ți-a fost ușor? Ce să spun... Eu sunt cu doar un divorț la activ, alții sunt cu mai multe, așa că nu mai e un fenomen foarte izolat. Consider că divorțul vine în momentul în care relația celor doi oameni după divorț va fi mai bună decât înainte. Așa că vine cumva natural. Am avut prieteni care, a căror părinți au divorțat când erau mici și erau chiar foarte mulțumiți pentru că se înțelegeau mai bine. Te-au întrebat vreodată fetele tale? Ați discutat deschis cu ele? Sigur, astea sunt întrebări pe care copiii vor să le știe, a căror răspunsuri vor să le știe exact și de aceea întreabă de mai multe ori. Nu ca să se convingă că tu nu minți, dimpotrivă, să știe ele exact, uite, varianta lui tata, uite, varianta mamei. Și e foarte bine să întrebe, pentru că întrebând își rezolvă o problemă și nu o lasă acolo în interior nerezolvată. Să explici nu e greu. Să-l faci să înțeleagă și să te accepte așa cum ești, cu minusurile tale, e un pic mai dificil. Și trebuie să-i acord și răbdare, și înțelegere, și să
în ochii lui să ai curajul să-i spui că nu ești perfect.